Bunicii văd în casa de ajutor reciproc a pensionarilor ultima salvare. Împrumută bani în special pentru nevoile zilnice. Ne ajută. Dacă n-ar fi cu pensiile care le avem noi și greutățile astea, te duci așa, pe unii bine, pe unii rău, iei, dai înapoi. Asta e situația. Pentru ce vă mai împrumutați? Pentru medicamente, pentru a plăti mușchii care la țară. Mai dai de arat, de samanat, de cosit. Că altfel nu poți face față. Plătești lumină, plătești impozit, toate se adună. Pentru diferite nevoi. Lemne și alte cheltuieli casnice. Și medicamente.